Denumit sugestiv Balul Fulgilor de Nea, spectacolul le-a captivat într-un mod deosebit atenția tuturor celor care au fost prezenți. Nu a fost pentru prima dată când acești copii au dovedit că, în ciuda faptului că nu s-au bucurat de o familie adevărată, au mers mai departe și sunt mai dorniși ca oricând să-și împlinească visele. Pe ritmuri de dansuri provenite din toate colțurile lumii, copiii au încântat întreaga mulțime. Este un mod aparte în care copiii care sunt ocrotiți în aceste unități vor să încheie anul și să mulțumească tuturor celor care au fost aproape de ei de-a lungul lui 2012. Întreg evenimentul s-a desfășurat sub forma unei acțiuni caritabile la care au participat atât reprezentanții autorităților locale, precum și elevi din cadrul unităților de învățământ din Ploiești. Această ocazie pot să fie aduse fie jucării copiilor, fie donații în bani. Toate acestea vor ajunge la copiii din centrele de deplasament. Sumele colectate în urma programului artistic vor ajunge la cei 508 copii din cele 9 centre de plasament aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului din Prahova. Mm-hmm.